Sibiu, un alt parcurs, atunci vom rămâne prizonieri trecutului recent, care ne-a dat acest prezent neturbus, detestabil. Care sunt valorile care din perspectivă creștină democrată contează cel mai mult? În primul rând, demnitatea persoanei. Nu lucrăm cu numere și cu statistici. Lucrăm cu persoane. Fiecare persoană prezentă în această țară e unică. Nimeni nu-i va asemăna cu totul niciodată. E o creație a lui Dumnezeu, credem în asta. E o imagine, e un tip al lui Dumnezeu și în același timp un univers care trebuie respectat pentru ce reprezintă. Solidaritatea e de asemenea un principiu de bază în viziunea creștin-democrată, proiectul de societate creștin-democrată, adică nu asistențialismul. Nu vreau să-l țin pe om cu mâna atinsă pentru pomeni electorale sau o asistență socială în lipsa muncii, ci mai degrabă solidaritate între oameni liberi, între oameni întreprinzători. Și cu cât vom dezvolta spiritul de întreprindere în România, cu atât vom avea o clasă de mijloc puternică și o bază pentru a pune în operă acest proiect de societate.